Ziua bună, dragilor, și bine v-am găsit la un nou episod din Degustăm cu Denis. Astăzi facem top 5 carbonara din Timișoara. Mă, asta e întrebarea pe care o primesc cel mai des aici, mă. Unde se mănâncă carbonara bună? Și astăzi o să vă arăt 5 locații tare faine în care găsești o carbonara corectă, frumoasă, gustoasă și așa mai departe. No, haideți să pornim. Am ajuns și la primul restaurant, se numește L'Osterieta și îl găsiți pe calea Torontalului. No. Hai să vedem cam cât costă o carbonara și cum e ca și gust. No. Haideți să inspectăm și meniul. Să căutăm direct. Bam, 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 bam. Mă, unde sunt? Bă. Salsicea. N-au carbonara? Ba, trebuie să fie. Nu-mi vine să cred, mă. Haideți că le-am și găsit. Pastel tradițional, uitați aici, carbonara, amatriciana, olio, olio e peperoncino, toate chestiile de genul. 43 de lei. Bă, cam scump, mă. Nu mă așteptam să fie chiar atât de scump. No. Hai să vedem cum sunt aceste carbonara. Cam așa se prezintă și carbonara. Avem așa, deci se vede clar că este fără smântână, big like pentru asta și haideți să vedem. Din prima, observăm că are cremozitatea perfectă. Au folosit niște spaghete de mărime destul de mare, dacă puteți observa. Mă, mie îmi plac, după părerea mea și mie îmi plac cele mai mult alea subțirele așa. Mamă, îți mor după alea. Da, hai să le vedem și pe asta. Sunt bune. Nu sunt făcute cu pecorino. Sunt făcute cu parmigiano, reggiano. Așa. Cremozitatea este corectă. Pastele sunt fierte al dente. Și necat. Au folosit destul piper, care este foarte important la o carbonara și, per total, nu, chiar este bună. Sunt plăcut surprins. Către următoarea locație. Mă, la L'Osterieta vreau să vă spun că au fost extrem de bune pastele. Au avut guanciale. Au fost exact așa cum trebuie și ideea e că porția aia era de fapt jumătate de porție pentru că partea cealaltă a revenit Dianei. Porția extrem de mare, dar acum am venit să degustăm la Zai. O să ne mai uităm încă o dată peste meniu și vom alege carbonara, desigur. Asta e meniul, l-ați mai văzut în episodul cu Oktoberfest și de data asta avem tagliatele a la carbonara și avem așa guanciale, ou, parmezan, usturoi. Mă, de obicei, carbonara nu se fac cu usturoi, dar având în vedere că îi dă un gust în plus, no, merg. Așa și piper la 38 de lei. No. Hai să vedem cum sunt. No. Au venit și pastele carbonara. Hai puțin mai aproape să le vezi, mă. Uite, sunt frumoase. E și o variantă asta cu tagliatelele. Deci nu o să vede piperul aici. Mă, țineți minte un lucru. La carbonara foarte, dar foarte important este piperul. Iar aici mi-am luat o bere, dar având în vedere că nu se potrivește cu pastele, o să trecem pe prosecco, de ce mă întrebați? Așa. Numai bun.
Nu. Hai să le vedem cum sunt. Ia să vedem aici. Mamă de mirosit, credeți-mă, miros foarte bine. Asta datorită usturoiului. Mă, ne-am dat seama că noi ca români, de la Dracula, mă, de la Vlad Dracul, cu știți voi legendele alea, dacă, cred că de acolo ni se trage dragostea asta față de usturoi. Nu? Ți-ți place usturoi, nu? Nu prea îți place, nu? Îți place. Bun. Mm. Aici au folosit pecorino. Pecorino este o brânză dură. Din oaie, da? Țineți minte acest lucru și gustul este extrem de pregnant. De obicei, în România nu prea se folosește așa tare pecorino, pentru că suntem destul de pretențioși și nu prea ne place așa nouă oaia, dar mie-mi place. Guancialele este făcut, nu este prăjit așa tare. Vedeți, este foarte soft, ca și prăjeală hop-hop-hop. Stai să vedem aici. Nu este la fel de crocant ca și cel de la L'Osteria, da? Vedeți? Este bunuț. Sunt puțin mai uscate. Apreciez faptul că nu este gătit oul și, adică se fac omleta și faptul că nu folosesc smântână. De apreciat. Plus că acest piper, mamă, îi dă picanțeala aia așa faină, simți gustul ăla foarte intens de piper și piperul este foarte bun și la inimă. Deci mâncați piper, dragilor. Uh-huh. Cam atât cu această farfurie. Luăm o mică pauză de la carbonara. Mă, dar oamenii ăștia de la Zai sunt atât de drăguți. Uitați aici ce mi-au adus, mă, ce frumusețe de desert. Ce-i drept? Și Dianei era poftă de ceva dulce. Probabil o fi auzit-o. Și uitați aici ce ne-au adus. Mă, seamănă cu... Eu nu pot să îi zic numele. E Wurtemorten, ceva nemțesc. Dar la prima vedere arată ca un... ca un salam de biscuiți. Zic eu, nu știu, așa o țără mai... destructurat, putem să-i spunem. Plus această fată de zahăr, hopa. Hopa, hopa, s-a lipit, gata. Această vată de zahăr care mi-aduce aminte de copilărie când mergeam eu la mamaia cu părinții și de fiecare dată primeam o vată de zahăr și de fiecare dată nu mâncam. Dar am crescut și stă altfel povestea acum. Ia să luăm așa. Doamne! Ia să vedem asta. Cum se prezintă. Este destul de tare. Măi, un salam de biscuiți, mă. Uitați aici cum arată. Este pe bază de ciocolată și rom. Uitați aici. Hopa. Ia. Ca și gust. Se simte foarte intens romul și mie îmi place foarte mult romul și când eram mic eram fier pe rom cel dublu, nu știu dacă, dar de fapt cred că ați mâncat și voi acea ciocolățică foarte bună. Nu e bun. Mi-aduce aminte de copilărie, jur. Mi-a făcea și mama salam de biscuiți. Bine, asta e varianta nemțească, da, e bun cel. Nu depunem stop, că mai trebuie să mai mănânc carbonara. Oricum foarte bun. Ne revedem. No, următoarea locație este Le Monerine, se poate observa acolo. Am mai gustat la băieții de aici. Dar haideți să vedem și cum este carbonara. Ok, am intrat la interior, că e cam frigos pe afară și hai să ne uităm peste meniu. Direct la carbonara. Trebuie să mergem. Tortellini.
Unde sunt, mă? Tagliatele cu sos carbonara. Hai, guanciale, ou și parmezan. Aici. Hai să vedem cum sunt. Uitați cât de bine arată aceste carbonara. Avem aici niște microplante. Da. Hai să lăsăm vorba și să trecem în ele. Se vede din star cremozitatea. Uitați că sunt de cremoase. Iisuse Hristoase creștine! Doamne, și ce miros au. Ia să vedem că nu mai pot. Bă, farfuria e foarte frumoasă, sincer vă spun. Nice. Pastele sunt chiar de al dente. Nu cred că mai găsiți vreun restaurant în care să fie pastele overcooked, oricum. Sunt destul de sărate. Guancereul nu este prăjit foarte crocant. Ia să mai luăm o gură. Sunt potrivit de sărate. Îmi place foarte mult cremozitatea acestor paste, sincer. Sunt foarte, foarte corecte. Foarte corecte. Doamne, că nu mai pot să mai mă opresc. Ia, hai că mai băgăm o gură. Vedeți și cum arată și guancelul. Este tăiat așa mai mare. Hai să trecem la următorul restaurant. Următoarea locație este Signature. Tocmai ce s-a deschis și am văzut eu undeva că au și carbonara. Stai să vedem. Bam, 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 bam. Spaghetti carbonara. 35 de lei. Deci, hai să vedem. Mă, dintre toate, pot să spun că astea arată cel mai bine. Are și un crocant de ceapă. Aici observăm că au folosit panceta. Și haide să vedem cum stă treaba. Hai să dărâmăm turnul ăsta. Cam așa sunt. Mă, eu zic că astea au și smântână. Eu așa zic. Da, hai să vedem și la gust. De miros, miros bine. Hai să luăm mai puține ca să putem lua o bucătură cum trebuie de data aceasta. Am așteptat după ele undeva pe la vreo 15 minute, cred, cam așa. La gust nu sunt deloc rele. Le mai amestecăm puțin. Sunt cremoase. Îmi place cea panceta, că este destul de crocantă. Se simte foarte bine piperul. De altfel. Dar cred că dacă aveau numai ou și parmezan sau pecorino, cred că erau și mai bune. Îmi place totuși că au folosit și ceapa asta ca și decor. Este ceapă din aceea lioneză, dacă știți. Și de ceapă. Dați frumos prin făină, sare, piper acolo, făina să fie condimentată. Și după am baie de ulei. Yes. Extraordinar. Îți bune efectiv și la meci să le mănânci în loc de chipsuri. Ia să mai luăm o gură. Mă, sunt bunicele. Hai să mergem la următorul restaurant să facem topul. Iar ultima oprire pe ziua de astăzi este Massimo.
Deci n-am mâncat în viața mea 5 carbonara într-o zi, credeți-mă. Da, hai să vedem dacă merită. No, aici avem și meniul. Spaghetti a la carbonara cu panceta, ouă, parmigiano, sos de smântână, specialitatea casei, 43 de lei. Hai să vedem, mă, dacă le întrec pe celelalte cu smântână. Dar totuși că am piperat toată treaba asta, adică 43 de lei, băi, e scumpuț, mă, scumpuț. Întâi de toate am luat un prosecco aici, mă, îmi plac foarte mult paharele, sunt de la Vega. Le găsiți pe unde? English Home? Le găsiți pe English Home. Tare frumoase sunt, hai să luăm ce vreau. Oricum am băut, dar am zis să fie așa de dragul artei, dacă mă înțelegeți ce zic. Nu, astăzi pastele. Arată foarte bine, avem aici și niște germeni de mazăre așa frumos. Bam, 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 bam. Sunt cremoase. Asta datorită și smântânei, de altfel. Smântânei, smântânii. Din cultule. Așa. No, bun. Aici m-am primit parmezan separat. Și la celelalte restaurante am primit-o la fel, numai că nu vi l-am arătat. Pe asta vi l-arăt. De ce nu? Amestecăm așa puțin în asta. De la prima atingere îmi dau seama că sunt al dente. Uitați aici cremozitate, ard în draci. Nu știu de unde să le îmbârlic, stau să mănânc și eu, că până acum am fost ca la mine acasă, dar ia să vedem. Mă, niciodată nu mi-au plăcut să mănânc paste, sincer vă spun. Nu sunt un adept al pastelor, nici în Italia când mă duc nu prea mănânc paste. Mai mult sunt pe pizza. Nu știu, mi se pare că mă fac mai gras decât sunt. Nu prea sunt așa condimentate. Zicea bine ospătarul că mi-ar fi trebuit niște sale, niște piper la masă. Am zis nu, hai să le lăsăm așa cum sunt ele. Dar le reglăm din parmezan. Observați că la nevoie sunt și stângaci. Așa, bun. Ia să încercăm așa toată treaba asta. Se simte foarte tare smântâna, de altfel. Și ia să vedem acum. În schimb, panceta, foarte puțin. Asta din cauza faptului că sunt și foarte multe paste. Băi, Gigi, eu nu mă înțeleg, mă, cu pastele astea, nici să mă bați cu parul, mă, zici? Eu n-am văzut așa ceva. Și, băi, și lingura asta, mă, e o țără stângaci, nu știu ce cu ea. E bun. L-am reglat din parmezan. Totuși, le lipsește din start și piperul. Deci, nu. Hai să lăsăm vorba. De fapt, să lăsăm vorba. Hai să facem top. Deci, pe primul loc, o să vină la Losterieta, dragilor, cremoase. A avut acel guanciale extrem de crocant. Pastele al dente, numai bune. Pe locul 2 vin pastele de la Zai. Mă, eu am pus pe primul loc la Losterieta pentru corectitudine. Adică, na, au fost gătite corect. Pe locul 2 punem Zaiul datorită gustului. Deci dacă vreți cele mai gustoase paste, mergeți la Zai. Credeți-mă, folosesc pecorino-ul. Pecorino-ul dă o aromă extraordinară. Bun apetit! Pe locul 3 vine lemoneline și acelea au fost foarte bune. Pe locul 4 o să vină Signature. Iar pe locul 5, aceste paste. Vă mulțumesc foarte mult că vă uitați, că ne urmăriți. Nu uita să dai un like, un share, un subscribe dacă îți place ceea ce fac. Și
nu uita să lași un comentariu, cazul în care mai vrei, topuri de acest gen și, până la urmă, unde mâncăm cea mai bună carbonară. V-am pupat!